Vă salut cu dragoste frățească. Astăzi ne vom apropia de pasajul biblic din Cartea 1 Corinteni, capitolul 16. Aici Sfântul Apostol Pavel tratează ca și temă majoră acestui capitol dărnicia creștină. Sfântul Apostol ne amintește faptul că ea, dărnicia, trebuie practicată într-un mod responsabil de către cei credincioși. Credincioșii din biserica din Corint aveau o rânduială după care practicau în vremea de atunci dărnicia. Iată ce spune Sfântul Apostol: cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatei. Observați, textul biblic vorbește despre o rânduială. În bisericile de atunci exista o rânduială, o regulă, un mod, dacă vreți, de colectare și administrare a resurselor financiare. Și acest verset, împreună cu următorul verset din textul nostru, din capitolul 16, din 1 Corinteni, ne ajută să înțelegem în parte care era această rânduială. Și aș vrea astăzi să observăm câteva mănunte importante despre dărnicia creștină care trebuie practicată într-un mod responsabil, sau în alți termeni, aș vrea să împărtășim câteva lucruri despre dărnicia responsabilă. În primul rând, Apostolul Pavel ne spune că dărnicia trebuie să fie practicată după un plan. Vreau să remarcați afirmația biblică din capitolul 16, din versetul 1, cu referire la strângerea de ajutoare. În limba greacă, literalmente, expresia aceasta se referă la strângerea colectei, la colectă. Acesta este cuvântul folosit aici, cuvânt care arată că în biserica din Corint exista un plan, o metodă de colectare a dărniciei, și dărnicia aceasta trebuia făcută după posibilitatea care exista. Așadar, în primul rând, Sfântul Apostol face remarcă la faptul că dărnicia trebuie să urmeze un plan. În al doilea rând, aici în capitolul 16, vorbind despre dărnicia responsabilă, sau dacă vreți despre dărnicia creștină, Apostolul Pavel ne spune că dărnicia trebuie să fie periodică. Observați, vă rog, următorul verset, versetul al doilea. Sfântul Apostol ne spune că în ziua din tâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Interesant, nu în fiecare zi, ci în ziua din tâi a săptămânii, adică duminica. Un alt verset din Scriptură care ne arată că duminica era o zi importantă pentru Biserica Noului Testament, în contrast cu sabatul Vechiului Testament. Atunci creștinii, spre deosebire de evrei și iudaizatori, se adunau să se închine. În fiecare duminică, când biserica se aduna, trebuia să strângă și colecta, adică dărnicia, care era, vorba Apostolului Pavel, o dărnicie periodică. Apoi, despre dărnicia creștină, care trebuie practicată într-un mod responsabil, Apostolul Pavel ne spune în al treilea rând că dărnicia trebuie să fie personală. Întrebarea este: cine participă la această colectă, la această strângere de ajutoare, la această dărnicie? Observă, te rog, următorul cuvânt din text: fiecare. Acesta nu lasă loc pentru excepții, acest cuvânt, și anume cuvântul fiecare. Ești parte din biserică, trebuie să participi la această lucrare. Indiferent că ești elev, student, copil chiar sau pensionar, tu trebuie să participi financiar la viața bisericii. Te îndemn, dacă ești părinte, să înveți pe copii de mici să ducă cu ei bani la biserică și să pună în colectă. Chiar dacă este o sumă mică, e extraordinar să-ți înveți copilul de mic că parte din închinarea înaintea Domnului este și dărnicia. Așadar, dărnicia care se face într-un mod responsabil trebuie practicată după un anumit plan, ea trebuie să fie periodică, de asemenea, ea trebuie să fie personală. Apoi Apostolul Pavel ne amintește că dărnicia creștină trebuie să fie planificată. Observați amănuntele din textul nostru care ne spun
că fiecare trebuie să pună deoparte acasă. Cu alte cuvinte, îți planifici dărnicia dinainte, nu doar din instinct, scoți bani din poșetă sau din buzunar în ziua în care vii la închinare să te închini înaintea Domnului. Nu, dărnicia o planifici. Te gândești cât dai în duminica respectivă, știind că nu dai omului, nu dai unei organizații, ci îi dai lui Dumnezeu și lucrării sale. Apoi, un alt aspect foarte important care privește dărnicia creștină, care trebuie practicată într-un mod responsabil, Apostolul Pavel ne spune că dărnicia aceasta trebuie să fie proporțională. Poate te întreb, proporțională cu ce anume? Proporțională cu venitul fiecăruia, ne spune Sfântul Apostol. Uitați ce spune el în cuvântul de astăzi. Fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Oameni buni, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al bunului simț. El știe cât poți da, de aceea nu-și cere să dai peste puterile tale. Dai doar cât poți și ne spune cuvântul lui Dumnezeu învățându-ne după câștigul fiecăruia. Problema, să știți, nu este la Dumnezeu cât privește dărnicia, ci problema, în cele mai multe cazuri, este la om. De aceea, urmărind această învățătură biblică din capitolul 16 din 1 Corinteni, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să avem o inimă generoasă, să fim oameni darnici care să contribuim la lucrarea lui Dumnezeu și în sensul acesta, aducând închinarea noastră într-un mod plăcut înaintea Creatorului. Așadar, dărnicia creștină trebuie practicată într-un mod responsabil, în primul rând după un anumit plan, în al doilea rând ea trebuie să fie periodică, în al treilea rând trebuie să fie personală, în al patrulea rând ne învață cuvântul lui Dumnezeu astăzi că ea trebuie să fie planificată, iar în al cincelea rând dărnicia trebuie să fie proporțională cu venitul fiecăruia. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim oameni harnici, darnici în același timp și să contribuim fiecare dintre noi în măsura posibilităților cu bucurie, cum ne învăța Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu la lucrarea aceasta. Fiți binecuvântați!